Richard, thank you. În primul rând, puteți să mai bateți în palme, mai aștept. Pe rând, toate trei subiecte, începem cu primul sau al treilea pe care doriți. Haideți să începem cu al treilea. Nimeni nu o să ne facă ordine în țara noastră și nu va lupta cu corupția dacă nu vom lupta noi. Anume, reprezentanții așa numiții mass media independente pe care o reprezentați. Ați adus la guvernare policieni corupți, care acum sunteți, care sunt acum în pușcărie. Anume, dumneavoastră ați ridicat în slăvi guvernele pro-europene care au furat miliarde în Republica Moldova. De aceea nu trebuie să mizăm pe cineva din afara țării pentru a face regulă în țara noastră. În țara noastră vom face noi regulă, cetățenii acestei țări.